În urma unei ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Constanța s-a hotărât că profesorul Petre Purcărea nu mai este inspector de istorie. De asemenea, profesorul Doinița Apostol și-a pierdut funcția de inspector școlar de învățământ primar, la fel și inspectorul de engleză Anca Niculescu. Potrivit șefului Inspectoratului Răducu Popescu, este vorba de o reorganizare firească la final de an școlar. Odată cu aceste schimbări și directorul Colegiului Național Pedagogic Constantin Brătescu, Ana Maria Ciobotariu a părăsit funcția de conducere. Este vorba despre o mică reorganizare a activității inspectoratului și foarte simplă, nu e vorba despre nimic senzațional. Periodic, inspectorii merg, de exemplu, doamna Sârbu se duce la liceul Borcea, la școala Ion Borcea din Agigea, pe postul de director, continuă activitatea. Domnului Purcărei mulțumim pentru toată activitatea și apreciem experiența dânsului pe care ne vom baza și ne bazăm în continuare. Doamna Ciobotaru, am avut o discuție și de comun acord am stabilit că pentru o perioadă ar fi potrivit, din punct de vedere profesional, să se organizeze astfel încât atunci când va considera și vom considera că este potrivit să revină la colegiul pedagogic, astfel încât managementul dânsului să fie unul dintre cele mai bune. Cam despre asta e vorba. Totodată s-a decis și cine va prelua funcțiile rămase vacante. De exemplu, la franceză, la engleză, doamna inspector Butuman de franceză, care avea jumătate de post, își va completa postul cu 0,5 engleză. Adică doamna de la franceză va acoperi, pentru că are dublă specializare și franceză și engleză. Doamna Iordan Faula continuă activitatea în cadrul inspectoratului, completându-și și cu activitatea prelund această disciplină, fiind și inspector de istorie.